Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sărbătorit astăzi împlinirea vârstei de 62 de ani. Cu acest prilej, preasfinția sa a săvârșit prima sfântă liturghie în Biserica Paraclis Episcopal, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, aschitului Amara din județul Ialomița. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Misleanu din protopopiatul Slobozia. Preasfințitul Părinte Vincențiu le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea liturgică a acestei zile, odovania adormirii Maicii Domnului, despre ajutorul pe care toți îl primim prin rugăciunile Preasfinței Născătoare de Dumnezeu și despre bucuria de a sluji în nou locaș de cult din Amara. Să putem sfârși prima sfântă liturghie în Biserica Oprestirii Amara. Mă bucur că ați putut veni această sfântă liturghie. Să mulțumim dată lui Dumnezeu și să rugăm să dăbească pași și liniște sufletelor și lucrurile noastre. Să ne cuvinteze cu dare să aleși de bucate. Acest moment al răganii și urmitorii să facem din faptul noastră și să ne plăsim cât de mult ajutorul din de la Dumnezeu și să aflăm pace și liniște sufletelor și gândurilor noastre. A urmat un policroniu, iar preoții și credincioșii au avut ocazia de a-l felicita pe părintele lor duhovnicesc. Episcopul Sloboziei și Călărașilor, dă-i, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și într-o cărmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păsește într-o mulțea. Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a fost apoi felicitat de părinții consilieri la centrul eparhial, părinții protopopi, dar și de oficialitățile locale și centrale prezente. Noi, membrii centrului eparhial și nu numai, cu siguranță clerii și credincioși de cuprinsul Episcopiei Slobăștiei și Călărașilor, vă urăm cordiale întâlniri cu sănătate, cu fericire, cu bucurii, cu omnicești ani mulți și rodnici și rugăm pe Hristos Domnul să vă dăruiască așa pace și liniște și sănătate, să ne călăuziți pe drumul care duce către mântuire. Amin. Preasfințitul Părinte Vincențiu s-a născut la 23 august 1954. După ce a îndeplinit mai multe demnități și slujiri importante în Biserica Ortodoxă Română, a fost ales în anul 2009 episcop al Sloboziei și Călărașilor.